trânită mășinui modru. Prima ei apariție i-a adus o reacție neașteptată din partea juriului. Îi apare o trestie gânditoare, așa, are ceva, și faptul că studiază matematică. Știi matematică? Aici mi s-au străpezit dinții, ca să fiu cinstită. Emoțiile au fost mari, dar au meritat. Câștigătoarea acestei ediții este Gabriela. Gabriela Artusătan! Felicitări, Gabriela! Mi-o fi mai rău, așa să-mi fie, să te și să râde de bucurie, okay. Să nu stau pe ace, să fac tot ce-mi place, cu ce dragi în jurul meu, și dacă se poate pentru sănătate, să ridic paharul meu. Mi-o fi mai rău, așa să-mi fie, să gândesc și să râd de bucurie. Vreau să meargă toate, numai ca pe roate, să mai au de ori. Chiar dacă e zbor, vă spun astă seară, mult noroc și la mulți ani. Vreau să meargă toate, numai ca pe roate, Gabriela. Bine ai revenit. La fel de frumoasă. Frumoase toate astă seară. Mulțumesc, asemenea. Spuneai când ne-am întâlnit în cadrul concursului că aștept să vezi după vedeta populară cam care e drumul. Ți se arată? Și mă refer la facultate, că nu știai încotro să mergi. În linii mari, da. Adică, ce ai decis? Adică la Facultatea de Matematică Informatică, filiala matematică. Deci rămâne cu matematica. Bun. Dar muzica niciodată nu o să dispară din sufletul meu. Și păstrez muzica, da, la nivel de pasiune. Bun, să auzim ce spune juriul. Mircea Dinescu, vă rog. Dar e foarte interesant la Gabriela. Știu că m-a impresionat data trecută. Da. Ea și-a ales un cântec de petrecere, dar nu îi se potrivește, ea pare fantomatică, așa, adică pare o femeie tristă care cântă de petrecere, dar nu ți se potrivește, cred. Bun, da. Elize Stan, vă rog. Pentru că ție îți place matematica, îți fac o mărturisire. Și mie mi-a plăcut foarte mult matematica, de fapt, da, am și făcut matematică. S-a tristat juriul, în rest. Și adevărul că aici m-am scris și eu. Deci când aud matematică, nu, mulțumesc. Și acum chiar vreau să te întreb, ce procentaj dai pentru tine? Grea întrebare. Crezi că te vei treci mai departe sau nu? Printre cei 5 care vor merge în finală? Eu doresc tot sufletul. Păi normal, așa și trebuie, să-ți dorești. Bine, succes! Bun! Grigore Leșe, vă rog. În ediția a treia s-au prezentat aici tineri excepționali. Am o bucurie imensă să văd tineri ăștia la 20, la 17 ani. Băi, eu la 17 ani nu cântam de astea. Și am o mare bucurie pentru ei. Felicitări! Mulțumim! Mulțumim foarte mult! Gabriela, felicitări! Succes pentru proba a doua!